nouă generație de antreprenori investește în agricultură. În județul Timiș, fermierul Gelu Barna a început cu distribuția de inputuri agricole și cu comerțul de cereale, ca în ultimii ani să facă pasul în a prelua mai multe terenuri agricole. Mă numesc Barna Gelu, sunt fermier. Ne aflăm în sat Drăgoiești, comuna Racovița, județ Timiș. Lucrăm o suprafață de 4.000 de hectare, împărțită în mai multe ferme, mai multe firme, mai multe locații, mai multe OAT-uri. Avem aici în zonă 830 de hectare. Pe OAT Libling, sat Stamura Română, lucrăm 1.700 de hectare. La Sân Nicolau Mare, cu Dudești Vechi, cu Saravale, comunele din jur, lucrăm 1.200 de hectare și mai lucrăm aproape de Lugoj, încă 300 de hectare, total 4.000 de hectare. Provin dintr-o familie simplă, m-am născut la Chișinău Criș, județ Arad, în oraș, după care ne-am mutat la sat lângă, aparținător de Chișinău Criș, la Nădab. Am terminat liceul, am venit la facultate la Timișoara, la agronomie, la secția horticultură, pentru că făceam legumicultura acasă. Am terminat în 2005 horticultura, am urmat masteratul, 2 ani de zile, pe ameliorare de plante, dar din 2005 m-am și angajat pentru că așa au fost vremurile. Am ajuns șef de fermă lângă Carani, lucram 500 de hectare, administram acolo și acolo am învățat 5 ani de zile, vrute și nevrute, de la o 650 până la alte tractoare care au mai apărut între timp. După 2010 am plecat din fermă și am vrut să experimentez altceva nou. Am intrat în vânzări de inputuri și achiziții de cereale până în 2016. Am vândut, am umblat în județul ăsta, cel mai mult în zona asta de Lugoj, dar cunosc foarte mulți fermieri din tot județul. Mă cunosc și ei pe mine și eu pe ei. Între timp ofeream și consultanță în mod gratuit, doar ca să mă ajute la vânzarea de inputuri. Aveam niște targeturi. În 2015 am adunat mai mulți fermieri și am înființat o cooperativă, Cooperativa Agricolă Banat Agrovest de astăzi. Am rămas acolo ca președinte până în 2016. În 2016 am plecat pentru N motive și am început un business pe cont propriu. Am zis dacă pot să cumpăr și să vând de sume foarte mari pentru unii și să pun suflet, pot să fac și pentru mine. Și am început pe cont propriu în 2016. Am început trading-ul de cereale, eu cu soția. Doar noi doi am început să cumpărăm de la prieteni fermieri pe la care am cumpărat înainte și care aveam o relație. M-au susținut foarte mult, le mulțumesc și în ziua de astăzi, pentru că cu ei am început, colaborăm și în ziua de astăzi cu unii dintre ei și chiar le mulțumesc pe această cale. Am început cu o sumă, dacă vă spun, 11.000 de lei am avut toți banii în cont, 11.000 de lei am început și am ajuns unde am ajuns astăzi, după din 2016 până în 2024, da? 8 ani de zile. În 2018, zona aceasta de Lugoj, fiind zona mea, arealul meu pe care am vândut inputuri, aici a fost un domn italian și a vândut terenul. Noi am preluat 100 de hectare în 2018 în arendă, de la el cum a renunțat, și în 2019 firma care a cumpărat de la dânsul au venit spre noi cu arenda și câteva sute de hectare. Aveam doar un tractoraș mic și un plug și dintr-o nebunie am luat 600 de hectare cu un tractoraș mic și un plug. În 2021 am preluat ferma de la Stamura și în 2022 am preluat la Sân Nicolau Mare. Am cumpărat fermele, contractele de arendă, utilaje, tot ce a fost acolo, active, pasive, tot. Saltul făcut de Gelu Barna în agricultură poate fi considerat de mulți o nebunie, mai ales că o parte dintre terenurile preluate sunt greu de lucrat și poziționate în zone expuse secetei. Totuși, fermierul timișan s-a ambiționat să facă producție chiar și în cele mai grele condiții. Încercăm să mizăm și să cultivăm doar acele cereale care se pretează pe acea zonă. Adică la Sân Nicolau Mare noi nu cultivăm porumb deloc, cultivăm orz, grâu, floarea soarelui, rapiță am cultivat 2 ani de zile acum, mai încercăm anul 3, dacă nu facem producțiile pe care noi le așteptăm, o scoatem din zonă.
și rămânem doar orz, grâu și floare. Ne facem profitabilitatea culturii. Dacă nu e profitabilă pentru noi, o scoatem din cultură. Tot 3 ani de zile, 2-3 ani de zile încercăm, nu e profitabil, pur și simplu excludem afară din zonă. Spre exemplu, și la Stamura Română, când am preluat, domnii de acolo aveau porumb cultivat și ne-am zis de ce faceți asta, pentru că de când sunt eu aici, din 2010, circul pe zonă, acolo mai mult de 6-7 tone n-au făcut de porumb niciodată și 7 tone când alții făceau 12. Am primit un răspuns că mai încearcă, au nevoie pentru arendă, au nevoie pentru Dumnezeu știe ce și porumbul pentru arendă se poate cumpăra de la alt fermier care poate să producă porumb sau faci un schimb, faci un troc, îi dai grâu pe porumb, îi dai floare pe porumb, îi dai altceva. Dar nu-l cultivi pentru că ți-aduce un minus pe 10 hectare, 20, 30, 100, câte sunt, ți-aduce minus, de ce să dai minus? Nu e normal. Preluarea terenurilor agricole a venit la pachet și cu nevoia unor investiții puternice. Fermele au beneficiat de mecanizare modernă, de spații noi de depozitare, iar tehnologiile agricole au fost adaptate noilor condiții impuse de schimbările climatice. Investițiile de la începutul activității până acum sunt destul de mari. Avem 4 combine, avem, nu știu, cred că vreo 15 tractoare, remorci, implemente, câteva milioane de euro în utilaje, toate au fost achiziționate noi, nimic pe fonduri europene, totul pe credit, pe leasing. Aici la fel am construit din profiturile noastre, toți banii am reinvestit, unele făim în piscine și în alte lucruri, cum fac alții. Noi am investit totul în agricultură, înapoi în business. Pentru că doar așa poți să crești, să reinvestești totul. Avem în companie, în grupul nostru de firme, avem 50 de angajați. Soția mă sprijină foarte mult, ea fiind pe partea de economic, pe la birou, cu acte, cu tot ce înseamnă plăți, tot ce înseamnă contracte, bănci, contracte de vânzare, contracte de cumpărare. Ea le ține toate situațiile acestea. Mai nou văd că și fetița cea mare vine și ne ajută la acte, o ajută pe ea la acte și asta este un lucru bun. Afacerea este de familie, doar eu cu soția și restul angajaților, restul colegilor noștri. Anual, Gelu Barna face achiziții de 60.000 de tone de cereale pe care le comercializează mai departe. Nu este cel mai mare trader din zonă, dar reprezintă un partener serios pe care mulți fermieri importanți se bazează pentru a-și valorifica producția la un preț corect. Când nu străbate banatul în lung și în lat, pe Gelu Barna îl găsești în fermă, pe câmp. Ne aflăm pe câmpuri la Drăgoiești, suntem înconjurat de Timiș și, după cum vedeți, suntem la o cultură de porumb. Aici, în fermă, cultivăm 60-70% porumb în total suprafață. Am cultivat 100%, dar nu putem din cauza normelor apia. Se pretează foarte bine porumbul și, fiind o cultură profitabilă, chiar și anul acesta, când totuși în alte ferme de ale noastre precipitațiile au fost foarte scăzute, undeva la 200 de litri de la 1 ianuarie până astăzi, aici totuși avem 320 de litri ploase de la 1 ianuarie până astăzi. În celelalte ferme nu avem nicio suprafață, niciun hectar de porumb cultivat, pentru că nu e zona de așa natură încât să ne ajute porumbul. Cultivăm păioase și rapiță și floarea soabă în celelalte ferme. Aici doar porumb și soia. Ca și tehnologie folosim un minim til pentru cereale păioase și pentru rapiță, iar pentru porumb și floarea soarelui și soia folosim arătură. Întoarcem brazda pentru că așa sunt solurile aici, nu merge strip til. Noi mergem pe clasic, arătură la porumb, după care lucrăm cu sapa rotativă, cu freza, în primăvară, de vreme, după care semănăm 70.000 de plante la hectar, iar ca și îngrășăminte la porumb doar uree și nitrocalcar, atât. Pe rând, la semănat și la prășit, facem prașii aici în zonă pentru că
am făcut tot felul de teste și cu prășit și fără prășit și tot timpul unde am prășit am produs mai mult. Atunci prășim toată suprafața. La rapiță mergem cu 50 de plante pe metru pătrat, 500 de mii la hectar, iar la grâu în funcție de soiuri și de MMB folosim de la 220 la 300 de kilograme pe hectar. Noi întotdeauna rapița o semănăm după data de 1 septembrie, perioada optimă, și nu intervenim cu tratamente toamna, cu niciun insecticid. De când facem agricultură, din 2018 până azi, fiecare an nu am dat insecticid toamna la rapiță. Grâurile le semănăm tot în perioada optimă, octombrie. Doar dacă ne întârzie ploile sau așa ceva, creștem densitatea și mergem și până noiembrie. Cultura de suflet a fermierului Gelu Barna este porumbul, la care anual testează hibrizii noi apăruți pe piață și pe care îi compară cu genetica pe care o are deja în asolament. Așa reușește mereu să ia cea mai bună decizie în alegerea semințelor. În fiecare an facem teste, avem, anul acesta avem 47 de hibrizi în teste de porumb, îi urmărim în fiecare an și de acolo ne alegem hibrizii pentru următorii ani. Folosim tot timpul hibrizii consacrați la noi în fermă, care au mers foarte bine, și tot timpul mai încercăm și introducem alți hibrizi în cultura mare, care au mers foarte bine 2 ani în loturi și pe ani din ăștia mai grei, aceia îi trecem în cultura mare. La grâuri am observat că grâul românesc stă mai bine decât cele străine și anul acesta o să folosim doar grâul românesc pe toată suprafața de vreo 800 de hectare care o să însămânțăm. Agricultura e frumoasă, ne place ceea ce facem, dar să nu uităm că totuși este un business. Noi negociem absolut tot, de la motorină până la inputuri, până la utilaje, tot se negociază, eu zic că aproape la sânge. Adică ne uităm la motorină, când cerem prețuri, sunt diferențe de 0, 0, 2 și cumpărăm de acolo, unde e mai ieftin cu 0, 0, 2, pentru că la 20.000 de litri, 30.000 de litri, 0, 0, 2, se adună 500 de lei cu 500 de lei cu 500 de lei, se adună o grămadă de bani la final de an. Trebuie să fim foarte atenți la mărunțișuri care nimeni nu le bagă în seamă, dar se adună foarte mulți bani. Și iar la inputuri, la fel. Un pariu riscant, preluarea unor ferme în cei mai dificili ani, l-au făcut pe timișanul Gelu Barna să-și focalizeze toate eforturile pentru a transforma societăți cu probleme în afaceri profitabile. A reușit nu doar să fie pe plus, dar și să construiască un business sustenabil, capabil să reziste în ani agricoli grei, așa cum este pentru fermierii români anul 2024.